ay, 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 no porque cantando se alegra se lito lindo los corazones. Ole! am câștigat atâția ban pe scene, că erau o femeie de serviciu acolo în spatele scenei pe acolo și a venit cu un făraș și cu, cu mătura a adunat, adunat, tot ce a fost ban pe scenă. Singura pe care o regret în viață a fost soția. Că m-a părăsit foarte devreme. Da. Dar, dacă ar fi astăzi să îi spuneți un lucru pe care n-ați apucat să îl spuneți, ce i-ați spune? Hmm. Mai rămâi lângă bine. Și încerc să mă abțin. A fost un de greu. Și cred că trăiți un pic din, din, din starea mea sufletească de acum. Deci cel de sus m-a din ghearele morții. Atunci l-am văzut pe Dumnezeu și... Bine v-am regăsit la un nou episod de altceva. Întâlnirea de astăzi este ca o întoarcere la rădăcinile noastre, la tradiții și la muzica de leagăn a acestui popor. Invitatul meu de astăzi este, să-l numesc așa, un general de brigadă al muzicii populare. 75 de ani și o carieră care a atins deja cerul. Bine ați venit, domnule Gheorghe Turda. Bine, v-am găsit, domnul Adrian, și permiteți-mi să vă onorez cu prezența și cu vorbele care o să mi le adresați. Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, îmi voi deschide sufletul pentru tot ce mă veți întreba. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și în avans, vă voi mulțumi și la da. final, sunt convins. Cum să mă adresez, dumneavoastră? Cel mai simplu ar fi. Maestre Gheorghe Turda no, sau domnule general Gheorghe Turda? Nici, nici. Ghi ghi Ghițe, cum îmi spui cei de acasă. Ghițe Așa vă numea și mama? Ghițe, mama și tata, Ghițe. Ghița al nostru. Maestre uh, da. Gheorghe Turda, sunteți născut într-o zi de 6 martie, într-un an cu patru puncte cardinale pentru istoria uh, omenirii. Și am găsit anul în care regele Mihai I și regina mamă sunt siliti să părăsească România. Ne referim la 1948 părintele Indiei Mahatma Gandhi, inițiatorul faimos al revoltelor non violente este asasinat, se semnează Tratatul de la Bruxelles, acord semnat de Marea Britanie, poate nu cunoștea aceste da, da, elemente da. De, legate de anul nașterii uh, și practic este se creează prima alianță colectivă, ceea ce avea să devină da. NATO. Și adunarea generală a ONU a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Iată câte lucruri în anul în care v-ați născut dumneavoastră s-au întâmplat și în același an se naște Gheorghe Turda. Mulțumesc pentru aceste date atât de importante pentru și viața mea și ce s-a întâmplat în istorie în timp, dar trebuie să vă adaug ceva legat de regele Mihai. Tatăl meu a fost militar în termen și l-a slujit și la apărat pe regele mi până în 31 decembrie 47. Eu m-am născut în 48. Tata era încă militar atunci. Până la Abdicarea. La Abdicarea, da. Și a fost în Garda Regală, acum unde este Palatul Elisabeta și acolo, și la Palatul uh, Regal, așa. Și după care tata a fost transferat în 48 la vânătorii de munte Sinaia, de acolo, la Baia Mare, la unitate militară de atunci. Vă dați seama. Deci eu sunt legat de poveștile și de întâmplările care mi le povestea tata când eu eram copil, când a fost în Garda Regală și unde a venit în București de atâtea ori și mi-a sus a dus pe jos și mi arate unde a, a fost el în Garda Regală și unde l-a păzit. De altfel, în 1948 începe exilul da. regelui Mihai care se termină după, după da. Revoluție, la mulți, mulți ani. Dumneavoastră ați venit pe lume la săpânța. De exact și parcă în acea săpânță s-a născut și veselia, pentru că avem acolo cimitirul vesel din exact săpânța, exact exact. faimos, să știm foarte bine, pentru crucele, crucile mormintelor. Create crucele viu, și și... de Stan Pătraș, unchiul meu. Stan Ion Pătraș, unchiul meu. Și foarte mult m-a ajutat când eram mai, mai, mai tinerel, așa ca tânăr și student, din punct de vedere cum erau studenți atunci, mai sărăcuți și din multă vedere, hai să zicem așa, pecuniar, m-a ajutat când eu eram student, pentru că toată averea ne-au sequestrat-o vorba aceea, comuniștii din vremea aceea, ne-au luat tot ce a avut tata, atelaje, cai, oi, păsări și mai departe din toată curtea și, cu și le a luat, le -a luat în ceape și în vremea aceea. Iar Stan Pătraș era un om foarte harnic, foarte talentat, iar apropo de Cimitirul Vesel, eu lucrez acum la o carte despre moartea la români. Și i-am uh, dat un titlu foarte sugestiv se, se, va zi, se, va spune, se va, numi În cimitir la săpânța moartea și-o pierdut sămânța. Titlul cărții. Despre folclorul din săpânța, despre cimitirul vesel din săpânța, și mama a fost prima creatoare care a confecționat acele cerci dungate din lână, două cerci care le-a luat și marele Sergiu Nicolaescu pentru filmul Daci. Familia dumneavoastră este da. parte din istoria culturală. Al săpânței. A... Exact. Și nu numai da. istoria culturală a săpânței, ci a României. Până la urmă Mulțumesc. este o zestre pe care săpânța a lăsat-o României întregi. Am creat un ansamblu nu de mult în Săpânța, se numește ansamblu Săpânțana, mă ocup și de ei când vin pe acasă pe, la Săpânța, iar o să, după evenimentul ăsta aniversal al, al, meu, duc, cam după 15 martie, voi merge din nou pe la sora mea de la Săpânța. Există vreun epitaf din multitudinea de epitafuri de pe crucile cimitirului vesel din Săpânța, care v-a atras atenția vreodată? A fost și un copil de... fiind o poveste care nu e adevărată, cu soacra și cu așa, nu e adevărat. Acolo a fost o, o făcătură, să nu zic altfel. Cineva a vrut să apară în fața acolo cu această cruce și, până la urmă, acum este în unde era locul cu cruce respectiv, este unul din cantorii de bază ai săpânței. E, Ionul Lusuviului, spuneam noi, șteți Ion, da în fața civitirii în fața bisericii. Cu ce imagine asociați copilăria? Care este tabloul care vă revine în minte când vă gândiți la copilărie? Pot să fiu sincer cu noastră? Creangă a fost mic copil pe lângă copilăria mea. Toate le-am Și poznaș? Și poznaș. M-a trimis mama după apă și era să... Și a venit aproape gol de la, de la scaldat. Ce și vi s-a întâmplat? Da. Mi-a luat ca să vă pedepsească mi hainele. <laughs> și am venit prin grădin. Și mi-am pus tot felul de așa frunze pe foc undeva <laughs> locurile <laughs> intime. <laughs> și aveți, alte, alte aveți deja manualul lui Creangă da, la, la îndemână da, 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 și apun... știați cum să supraviețuiți da, da, bine, înțelege, în asemenea situații. Sigur, da. A fost, a fost amintiri a a frumoase, sigur, da. Mama, Mama sau tata ar fi cea mai pregnantă figură din copilăria dumneavoastră. Ambii părinți, ambii. Tata a fost nu foarte sever cu noi cu copiii, că am doi frați am avut. Din păcate, fratele era fost și primar până până la revoluție încoace, da. Sau după revoluție încoace, așa, dar uh, uh, sora e cea care merge mai departe cu casa părintească, gospodăria de acolo, cu familia ei. A, așa Și, din păcate, fratele meu a degedat uh, în timpul mandatului. Da. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l Spuneați la început uh, faptul că vă alintau uh, părinții ghiță, dar da. atunci când tata devenea autoritar cu dumneavoastră, mă pedepsea. Cum se transforma ghiță în. Țin minte George? că eram fascinat de ceterașul satului, de muzica de la și din Săpânța și eram înnebărit pe vioară. Ca drept dovadă, am să vă spun o întâmplare cu bunica. Dar până a vă spun întâmplarea cu ceterea cu de la bunica, țin minte că era o nuntă în centrul satului de la biserică, acolo unde e Cipitirul Vesel, și eu am mers în fața muzicanțelor și nuntașilor și cântam ca ei și vreau să mă antrenez și vorba aceea să cânt Ce vârstă aveți? Șapte ani? Be, atunci șapte, șapte, început? Șapte, ani, șapte ani, și ceva, cam așa ceva. Și bineînțeles, mama m-a trimis după niște tepșini care trebuia să, 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 să coacă aluatul în cuptor și nu le-a nu le, nu le primit. Și atunci m-a pedepsit, mi-a dat o mamă de bătaie de șacol și acolo minte. Da, vă dați seama. Și la bunica s-a întâmplat tot în perioada de atunci, așa, bunicul meu a moștenit de la un lăutar de unde stătea în munte cu oile, de la un argat de acolo, și avea o vioară. Eu când mergeam la bunica, întotdeauna intram urgent și în cămară să o ciupesc de corzile de pe vioară. Și la un moment dat am găsi cheile casei de la bunica când bunica era la biserică, avea niște chei mari, 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 așa, casele vechi și am furat vioara, după trei luni a aflat bunica că eu știam să îngând trei melodii. Autodidact. Și bunica m-a blestemat cam așa. Vai de mine și de mine, ce ne-mi face, ce ne-mi face? Zice, neam de neamul nostru, n-am ne neam de țigană în neam. Uite ăsta micul alu Gioca cum îmi spuneau mie, zice, acum cântă cu cetera. Ce ceteraș. E ceteraș. Avem un pui de țigane. <laughs> da, da, amintiri. Cine v-a fost îndrumător în privința muzicii? Unchiul care era preot? Nu, no, aici nu e nu adevărat. Unchiul mi-a fost cantorul bisericii de la săpânță, dar cea mai, bun, cea mai bună voce din neam, așa, Grigorie Turda, fratele lui tatăl meu, așa, și... E, Bunicul n-a fost decât cioban la oi, a trăit 98 de ani, vă dați seama, până și avea o memorie extraordinară și l-am moștenit pe, pe bunicul meu din neamă. Iar eu de mic copil am stat lângă unchiul meu în strana bisericii, de unde am învățat muzica religioasă. Toate cântările religioase le-am învățat de la, bunicul, de la unchiul meu. Așa. Ca drept vadă, învățând aceste melodii religioase, în uh, momentul când să mă confirme ca membru de partid în vremea aceea, prin uh, 85-86, cam așa ceva, uh, nu m-au confirmat din prima, pentru că m-au trădat și m-au criticat cei de la B.O.B., că eu am fost singurul care am cântat muzică religioasă în turneu din America cu Ceaușescu. Nu, și ajunge și la da. Sigur că da. O să și vă spun la, totul. Și la legătura pe care Ce ați avut-o Cum avut să-l cu confirmăm? Da. Să confirmăm pe turda membru de partid că a cântat muzică religioasă în biserici. Și mă mândresc da. că am făcut treaba asta. Acolo ați descoperit și dragostea pentru Colinde, da. tot în biserici. Și Colinde și Pricesne și așa mai departe, da. Dar l-ați descoperit și pe Dumnezeu. Așa e. Fără Fă cel de sus, nu știu dacă noi putem vorbi acum de atâtea frumoase, de frumoase realizări ale vieții mele. Da. Ați simțit că Dumnezeu există. a pus mâna la un moment dat, la sau la, în anumite momente ale vieții dumneavoastră și că a aranjat nu știu de câte ori. în favoarea dumneavoastră? Nu știu de câte ori. Odată era să mă nec la scăldat, m-am spus, și <coughs> altă dată tot Dumnezeu m-a scos din iarile morții în urma unui cumplit accident. Deci cel de sus m-a scos din ghearele morții. Atunci l-am văzut pe Dumnezeu și pe mama. Cum vi s-a înfățișat? Hmm. Nu aș vrea să amintesc din nou acea scenă, dar doar atât că i-am văzut în, ca într-un vis pe mama și pe cel de sus, pe Dumnezeu. Mama care era alături de dumneavoastră, da și erați ghița al mamei. Da. A suferit mama în momentul în care v-ați dezrădăcinat de, să, de săpânța și ați plecat la liceu la Sighet? Și asta, dar mai tare a suferit, știți când? Când eu am terminat facultatea la Cruș Belcanto și a fost în sala unde susțineam spectacolul meu în Talofigaro de Mozart în 1973. Și atunci, zice, nu, acum după spectacolul ăsta, ce vei face? Sunt mama, dragă, cred că o să merg la București. Oh, mai departe. <gântu -i> mai departe, săracă. Nu eram păcate cu gândul da, că cu plecați gândul, mai da, departe da. de ea. Și, apropo de gestul care l-am făcut odată pentru mama, eram student și aveam o profesoară de rusă ca să ne menținem bursa. La doamna profesoară de rusă, numai să citești un cuvânt sau o frază în limba rusă să dea zece. Și noi facem atunci studențe de la conservator cu cei de la Cluj, de la arte plastice. Și când la unul din cursurile cu doamna profesoară Constantinescu o chema, m-a ridicat în picioare. Așa de tare m-am speriat de ce mă ridic în picioare, că nu eram pedepsit cu ceva. Cel vedeți pe studentul Turda, pe Gheorghe Turda. Zice, ieri l-am văzut pe, pe Gheorghe Turda cu mama lui pe Corzon Cluj, ducând-o de braț și eu îi țineam de sage și straița pe umărul stâng și pe dreapta de brata, o de o pe mama. Și ce a văzut scena asta și dau 10 pentru acest gest frumos și scena pe care am văzut-o pe mama Alturda și cu feciorii ei plimbându-se pe corzon în Cluj. Și e, vă dați seama că mama a emoționat foarte tare. A impresionat foarte tare. Și mi-a dat 10 pe, loc pentru gestul ăsta. În anii studenției da. interpretați multiple arii de da. operă și operetă. Acum am revenit chiar acum, ieri am o repetiție mâine din nou la 12 am cu pianista mea, nunta lui Figaro de Deci numai în om pe Andrai area lui Figaro din, de Mozart. Dar cum ați ales între muzica clasică Ați și susținut licența în muzică clasică. Exact. Sunteți licențiat în muzică clasică. care a la Moldova. 73. Da, 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 73. Și uh, ați apucat-o pe calea muzicii populare. Am să vă spun adevărul, domnul Adrian. într un meu din Japonia, împreună cu soția mea, cu mare de ansamblu, o rapsodia Română din 87, și atunci am fost în paralel cu marele uh, artist al lumii, Michael Jackson. El a avut spectacolul sâmbătă pe stadionul Olimpic din Tokyo, Tokyo, iar Rapsodia a doua zi duminică la cea mai mare sală de sport, vreo 14.000 de locuri din Tokyo. Putem spune sub o formă sau alta că Michael Jackson a cântat în deschiderea dumneavoastră. Exact, bine, da, da, da. <laughs> și vă spun ce s-a întâmplat. Trei ore și jumătate, a spus ambasadorul și directorul Rapsodiei din vremea aceea, nu au reușit să încălzească publicul japonez de-abia după două ore jumate spre trei au început să, să mai aplaude pe, maestru, pentru pe Michael Jackson pentru că cred că nu erau familiarizați cu muzica lui Michael în vremea aceea japoneză. Iar la noi, la Rapsodia, mai sub de când se deschidea spectacolul cu baretul în scenă și toți soliștii, ropote de aplauze. La mine și la Doina, Doina Ardelenilor a aplaudat la Doină. Deci așa de tare le-a plăcut uh, rapsodia. Iar după acest spectacol, fiind de, din vremea aceea Akihito, era băiatul lui Hirohito, da, și a venit să vadă artiștii pe scenă, pentru că Prințesa era balerină de profesie. Și a vrut asta de vorbă chiar cu soția, soția era prim solista ansamblului. Ca ca și prințesa dumneavoastră. Bine zis, așa. Iar pe mine m-a întrebat alți translator normand de ce am uh, rămas la Figaro, nunta lui Mozart, de uh, area lui Figaro de nunta lui Figaro, și nu am rămas în folclor, ca să termină că așa. Pentru că asta a făcut pe scenă, folclor. Știi ce răspuns mi-a venit atunci, Adi? Mai mult mi-a plăcut pălinca mea de la Săpânța decât berea lui Mozart. <laughs> da. Și astăzi tot pălinca vă place mai mult decât berea? <laughs> Absolut că da. E în mai, genă. Mai, cum spune, <laughs> spune Ardeleanul Samara Mureșanu, mai spune așa, păi ce mai astămpărăm puțin oful inimii, așa, și cu de bere, în afară de pălinca. Am uh, o familie foarte unită și gospodari. Am un nepot la Săpânța, are două cazane care fabrică pălinca aia de stăpânță, aia adevărată, 53 de grade, nu din aia mai... A care se comercializează la toate tarabele. Apă, plată. Da. <coughs> Ați amintit de Rapsodia Română și Rapsodia Română, colaborarea cu ansamblul Rapsodia Română, va a purtat în întreaga, ani. în, întreaga, lume. 28 de ani am fost prim solistul la Rapsodia Română din Lipscani. Acolo am avut mulți colegi colaboratori și muzică ușoară și populară și actori. Printre care și pe maestru Dichiseanu, cu care am făcut multe turnee în țară, și în Moldova, și mai ales prin Ardeal, prilej cu care s-a cunoscut, mi se pare, cu Simona Florescu. Acolo și-au întărit relația în acel turneu în ai? Ardeal. Da, da, se cunoscuse la galați și imediat a urmat acel turneu. și a fost și vecin, până când săracul ne-a părăsit aici pe lângă biserica rămenească eu pe plantelor, vis-a-vis -vis de, de casa voastră, da, da. Amintiri, amintiri, amintiri. amintiri. Da. Și tot uh, vorbind de amintiri, ne amintim și de Nicolae Ceaușescu. Oh, nu mă întrebați că atunci deslit tot <laughs> și spun pe față tot ce s-a întâmplat acea vreme. Mi amintesc că Când la aniversarea ah, nu mai țin minte. La toate, la o dată a fost prima dată, cred că a fost la un revelion. Mulți artiști. Gică Petrescu, Nițescu, Angela Moldovan, Ion Luican, Can, Gheorghe Turda, Ștefanei Arare și alții. Și la un moment dat, e, a, cea mai frumoasă amintire a fost la aniversarea lui la 60 de ani, la Cupola Expoziției, 5.000 de spectatori a fost și atunci am fost desemnați vârfurile artistice, Zamfir, Fărcașu și alți artiști din vremea aceea, să cântăm și altceva decât folclor de noi cântăreții de folclor. atunci pe mine m-au desemnat de la Ministerul Culturii fostul ministru atunci, Hegheduș, așa, și m-au îmbrăcat la frac să le cânt, să-i cânt. Ei îi plăcea foarte mult. A venit aseară mama de Vasile militară versul, da, 16 strofe. Și la un moment dat, fiind îmbrăcat în frac, vocea o recunoștea. În secunda, când eu cântam pe șină așa ceva, a venit Nicușor. Și vorbim, nu știu ce vrea să-i spună la ureche. Ce, lasă-mă, că vreau să-l ascult pe artistul ăsta. Zice, îi știu vocea, dar nu-l mai recunosc. Da. Ce, Gheorghe Turb. Vă atunci... identifica da. doar da. în costumul popular. Exact, da. Și atunci am cântat-o cu niște emoții, vă spun ce morcov am avut pe scenă. Nu vreau să-mi amintesc. <coughs> și, ce scuze. Și am finalizat bine. leoarcă de transferat eram și m-a felicitat toți din spatele șenii. Ce bravo, bravo. Și i-a plăcut foarte mult. Și iar după aniversarea asta, la 60 de ani ai lui, ai, doi ai lui, de bine am zis, așa, a urmat turneile în străinătate. Și țin minte, prin 1975, primăvara, ne-a spus cineva, ne căutau disperați cei de la Ministerul Culturii, că era, tot atunci era și Hegeduș, Că plecăm în Mexic cu Ceaușescu într-o lună de april era. Și am plecat în Mexic a doua zi. Și el a întârziat să mai vină în Mexic pentru că atunci erau inundațiile. El fiind cu adevărat un, un mare patriot, ca să zic așa, și ținea undeva la istoria și din vremea aceea la oameni, dar, la, mă rog, în afară de faptele cele vorba cei care le știm fiecare, că noi eram în care și ceva de aici și salam și mai departe cu soia. Dar, dar, au fost inundațiile în vremea aceea, Satomare, Oradea, Arad, nordul, nord-vestul României. Și a renunțat la vizita oficială a pentru... Nu, o... -a, a întârziat cu o săptămână. Noi între timp eram deja acolo, am rodat spectacolul, -am, eu acolo le-am cădat o piesă mexicană, Selitolindo, cred că vă voi cântau spre final, o cel puțin, așa, și am învățat cântecul greșit de la un loutar. Și știți, m-a corectat liftierul hotelului din hotelul del Prado în Mexic. A venit săracul, că -a, a, a, văzut că sunt artist și de ea că sunt, sunt artist și am învățat într-o noapte Selito Lindo. O să vă -când. Și a doua zi, l-am trisat cântecul pe scenă la recepție oficială, trei de trei ori pe scenă, a patra oară ne au invitat să ne mulțumească președinții la o cupă de șampanie în fața lor și ne-au rugat e, protocolul să cântăm și în fața lor. Avem niște emoții, uite așa am tremura <laughs> mâna pe pară cu șampanie de cristal, zis, să nu-l sparg, să-l scap din mână. Și ce i-a spus la un moment dat? Zice, mie amigo Nicolae, a aprobat ca artiști a care ne-au cântat de patru ori cântecul lor celebru Serito Lindo, să mai rămână încă o săptămână în contul meu, îi spune șeveria lui Neanicu, la care Neanicu i-a răspuns, si, senor, si, senor. Și ne a mai ținut încă o săptămână în plus, Ați cântat, iată, în Mexic, ați cântat în Japonia, da. dar ați cântat... Și lui în Corea. În Corea, în Corea de Nord. Da s-a îmbolnăvit <coughs> un cântăreț care era cu noi în echipă, Marcel Roșca, mare bas de la operă, bas bariton. Și s-a îmbolnăvit de o praf, de o furtună e, e, în turneul ăsta. Și atunci a trebuit să învăț o cântec lui, tot așa, într-o noapte, în coreană, vă dați seama. Ați Pentru... cântat și în coreană? Și în coreană, da, coreană de nord, Aceeași limbă, coreană coreană, da, și în coreană, și în chineză, da, la... așa. Și în chineză am cântat, mi o chestie foarte frumoasă. Ne-au dus undeva spre Mongolia, într-un oraș foarte mare. Cred că orașul atunci avea vreo 9 milioane de, 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 de locuitori în vremea. Și la primul spectacol am uh, pocit un cuvânt. Și -o să spun că e o fată cu minte <laughs> îndrăgostită de un băiat frumos chinez și mai departe, am zis că îi fată serioasă cu minte, a spus invers. și <laughs> <laughs> au început să aplaude chinezii la un dat. Au zis, au zis, așa e. <laughs> da, și m-am corectat. După aceea. De, de, da. de câtă vreme aveți nevoie să memorați aceste versuri? într noapte. Și mai repede. Da, da. Și bine, le-am învățat fonetic. le în chineză sau în coreană. <laughs> da, sau... <coughs> Rapidia română, parte din viața dumneavoastră, da. atâția ani, ce prietenii ați legat acolo? Păi, pe primul rând, cea mai importantă pentru viața mea, de artist și de familist, am cunoscut-o pe soția mea prin balerină și a fost o relație foarte frumoasă de 37 de ani, până când s-a îmbolnăvit în Japonia, că atunci aminteam și de turneul din Japonia, acolo s-a îmbolnăvit de leucemie săracă. Și a fost cumplit de greu pentru că a fost bolnavă de o boală incurabilă, leucemie. Și am ținut-o peste 22 de ani în viață, prin atașamentul meu de tată. Și încerc să mă abțin. A fost cumplit de greu. Da. A fost o poveste de iubire de. Da. de necrezut pentru da. mulți dumneavoastră citez uh, și astăzi o purtați în suflet, citez uh, dintr-un interviu vorbeați despre soția dumneavoastră, da. nu pot să ajung acasă și să nu mă duc cu cel puțin o floare la mormânt și o lumânare Așa. am visat-o de foarte multe ori și chiar recent, recent am visat-o, întotdeauna mă închin în fața ușii când plec la drum și în secunda următoare mi-apare echipul ei în față Așa este. Da, da, da. gata încerc să, vă văd și să la ochii albaștri care aveți, că sunt impresionați de frumoși și cred că trăiți un pic din, din, din starea mea sufletească de acum. Da. Există soția dumneavoastră în continuare și prin intermediul celor două ofice, pe care le aveți, și deci, prin intermediul nepoților. Trei nepoți. Da. da. Cred că nu ar trebui un șervețul, dar nicio problemă. Asta e viața. Da. E, trecând de prin amintirile familiei, mi-amintesc că veneam de la repetiții, de la activitatea mea. Deci, după ce am plecat din Rapsodia, am venit la Ministerul de Interne în 90, la 1 octombrie 90. Era un vid mare de tot, de artiști, mai ales la ansamblul Ciocărlie, care s-a fost desfințat în vremea respectivă, și era un vid de lideri. M-au chemat în interne pentru că eram foarte cunoscut din vremea ce, Pentru a reforma angajamentul. Și, și, și am primit ordinele în vremea aceea de la ministru. Doru Ursu și pe urmă Doru Tărăcină, să refacă ansamblu Ciocurile că, că era o brumă de... Și ați adus de... acolo interpreți consacrați. Unu și unul. ne Nesinulescu, Maria Mioara Ciobanu. Velicu, Maria Ciobanu, da, da. Mioara Pitulice. Da, da, da. Eu să văd că îi știți pe toți. Da, vorbe. Dar bine, între timp pe unii s-au pensionat și Maria Ciobanu și Benu Nesinulescu, să dar vreau să vă spun că am format din un colectiv de vreo 12-14 artiști, în vreme că noi eram mai mulți atunci, 86 de artiști. Am adus orchestra, mai am amplificat orchestra, balerini, regizori de spectacol, dirijori, am avut cei mai mari dirijori, Arvinte, de Carabulea, <coughs> așa, Ion Ivanoviș, și mai departe, da, Marina Alessandro și, alți și alții alții, da eu am format poate că nu, Poate că nu ați primit recunoștința tuturor ulterior, nu vreau să însă rămâne în urma, rămâne această reînviere a ansamblului Deci am format un colectiv de 86 de artiști care a durat din 90 până în 2009, până am ieșit rezervă, până am trecut în rezervă. Da. Iar nu mai spun ce s-a întâmplat după ce am plecat de la Pupitru, ca să zic așa, comanda ansamblului, au distrus tot ce a clătit Turda. Și știm fiecare, care unii nu recunosc pentru că au distrus tot ce a clătit în ciocurile Iulie Turda. Au fost momente când ați simțit poate revoltă la adresa unor. Dar ați găsit uh, puterea să -i iertați? I-am iert iertat pe loc. Și de curând s-a mai întâmplat acum niște mici discuții pe, pe seama uh, unor uh, colegi sau cam așa. Colegi, colegi, colegi nu, mai puțin. Colegi care, ca să-și facă reclamă în televiziune, au început să inventeze tot felul de neadevăruri și nu mai interesează. I-am iertat. Lăsăm. Zică nu, mai am, nu mai am timp să iert pe toți, că am de muncit încă. Lăsăm ne deoparte, de da. le punem acolo <coughs> undeva, le izolăm. Da. Vorbim despre adevărurile din viața dumneavoastră da, da. și un adevăr e că la un moment dat ați avut o întâlnire uh, divină, iată ne reîntoarcem da. la Dumnezeu și la cum a așezat lucrurile în viața da. noastră, cu uh, doamna muzicii Ileana Sărăroiu. Va cânta și la nuntă, nu? Mi-a la nuntă, când am căsătorit în 77, o oră și jumătate în pus microfonul deoparte, atât de iubită era, atât de <coughs> muncitoare, să zicem așa. Și în final, la Hanul Manu s-a întâmplat asta, am mers să-i mulțumesc, i-am dus un pic de flori, se i mulțumesc, toată era și așa cu obrazul umed de emoții și am zis așa, Doamna Ileana, cât mă costă că mi-a scântat atât de mult și de frumos program artistic. La care zice, măi, mă tu, ne tu în calitate de generic acum n-ai atâția bani în buzunar să mă plătești tu pe mine. <gătă -mă> vă dați seama, n-a vrut să ia niciun bani, vă dați seama. Era și prietena mea de familie, cu Mircea, să-i dea Dumnezeu sănătate, el acum, Mircea este cu doamna Maria Ciobanu împreună, sunt so soție Sunt prietenii mei de familie a Din păcate, doamna Ileana Sărăroi avea să se stingă da. uh, la distanță de 2 ani, în 1979. Am jucat un spectacol la sala aparatului din vremea aceea și de la spectacolul de la sala aparatului am plecat la nunta unde s-a prăpătit săraca lângă Călăraș. Lângă Călăraș. Acolo, da. Într-o localitate. S-au rostogolit foarte multe informații în urma decesului da. doamnei Ileana Sărăroi, care ar fi fost îngropată pove de, povești de vie. Povești băbești. băbești. Bă, brez, s au uscorit tot felul, da, de unde? da, Că ar fi fost o trăvită de către securitate, că... Da, de unde? niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Pentru ce motiv? E Când era, foarte... era atât de iubită. Foarte iubită și mai departe, da. Uh -huh. Ne întoarcem 1990-1991. Începeți reconstrucția da. a ansamblului Ciocârlia în cadrul Ministerului de Interne. Da. Dar cunoașteți dumneavoastră că, legat de anul de naștere, iată cum totul devine la un moment dat un destin da. și nu doar o întâmplare. Vorbeam despre punctele importante din istorie: 1948, anul da. de, de naștere. Vorbeam despre faptul că dumneavoastră în Ministerul de Interne intras după uh, revoluție și reconstruiți da. practic uh, ansamblu Ciocârlia dar în 1948 a fost înființată și echipa de fotbal Dinamo. Și atunci Unirea Tricolor exact. București. Tot care ținea tot de Ministerul de Interne. Sunteți da. dinamovist? Toată viața când am devenit cadru activ în Ministerul de Interne la Ciocălia, Și la Direcția de Cultură din vremea aceea am cotizat la Dinamo, dar eu, echipa mea de su suflet, știți care este? Steaua și Ucluj, fiind student la Cluj. La Cluj, la conservator. Da, cu șepcele roșii și Steaua care este Steaua? Steaua cea mare. Steaua FCSB sau Steaua din uh, Liga 2? din Liga 2 acum, că este Steaua adevărată. Asta nu știu dacă Dar e nu e... vă ustura sufletul să fiți stelist, să iubiți pe Lăcătuș, pe Tudorel Stoica, nașul... pe Bioloni. -am și la... să cotizați între Ioan Andone, no, no. Mateuț Răduceu. Păi și mie, și Andone am fost cu el odată și în Cipru, când eu antrenat el acolo, cu Andone la fel, așa, cu lăcătuși din la steaua. Eu sunt și nașul de colonie Dumnezeu să le lui Didi Prodan. Al regretatului Didi da, Prodan. Da, da, da. Fratele meu l-a crescut pe Didi de când era copil în satul mare, da. Și vreau să vă spun că, e, eram înnebunit după cei de la Steaua și sunt cu adevărat fan echipei Steaua de altă dată. Agi și alții. Suferiți la meciurile lor? Sigur că da. Sigur, așa da. cum Dar eu urmăresc că vor și vor reveni. Dacă, la prima scenă. dacă îi se va permite până la urmă accesul în prima ligă și va promova un meci Steaua în Superliga României ce U, ce Cluj, U Cluj, U cu cine veți ține? He. <coughs> Egal vreau să fie. O să fie. O să, fie. O să -și punctele. Cu FCSB-ul uh, în îmi închipui răspunsul. Eu n-am nimic. Cu Gigi sunt foarte bun. Prieteni, i am cântat toată viața. Pe vremuri când am la Pescăruș, cu Tudor Pană, pentru că Pană acolo, așa el era seara cu de seara. Se petrică da. Pană. Păi, pentru că e mâna dreapta Ce melodie asculta domnul Becali? Îi plăcea asta mai ritmate, mai, mai spre Macedoni. Și în timp ce cântam noi din asta mai o trupătită, imediat să scula în picioare pe lângă, pe lângă, noi, mai le și și câte un ciubuc. Am văzut care veleită da, de, de da, dansator. Da, da, sunt da. clipuri care da, da, da. Uh, sunt luăm așa prezente, sunt prezente îl așa pe, pe, în mediul da, online. Da, luăm așa cum e. <coughs> Ați uh, jucat vreodată fotbal? -a sigur că da. Am jucat și în Italia. Țin minte că eram student și am fost cu un ansamblu studențesc cu Mărțișorul ansamblu din Cluj, cu un turneu cu Teatrul Național din Cluj. Și la Prato am organizat un spectacol acolo, țin -mi minte că a fost și cu un uh, regizor din vreme, Victor, Victor Popa, metodor Popa, cam așa ceva, era crainii de și la, la, fotbal, da. Eram cu Fărcașul, cu artiștii din vremea aceea și atunci ce au zis? Actorii lor din, din lângă Florența, din Prato, ne-au dat noi de la Bocanci până toate echemeamentele unui fotbalist. Și bineînțeles că am rămas să ne dat cadou să jucăm cu ei. Și am găsit o formulă de 11 jucători și am făcut un meci. Sigur că dacă ne-au bătut până la urmă și până la urmă au zis așa, hai să fie egal până la urmă, de la final de final și de la... să departajăm la Lovitori de 11 metri și atunci am câștigat noi. <laughs> -am... Mai intrați și astăzi la o câte o miuță? Merg, da. Acum și vârsta, <laughs> vă să Mai joc și tenis de câmp și îmi place să joc și tenis de câmp, dar, mă rog, e anumită vârstă și mai ușor cu mișcările din mai unde presupune un efort anume. Muzica, evident, este marea da. dragoste a da. vieții dumneavoastră. Iată, dar printre hobby-uri apar fotbalul, Știm că aveți o colecție impresionantă de cuțite acasă. Da, 1000, acum nu mi -l Am amplificat, 1122. De unde le-ați colecționat? De peste tot din toată din lumea. Dar culmea, domnul toate sunt cuțite primite cadou. Niciun cuțit nu mi-am cumpărat la viața mea. Am cuțite și am colecții și de altfel și de, de asta, de bucătărie, dar cele adevărate. Primul cuțit l-am primit din Mexic, de la Eșeveria, în cadou artiștilor din vista cu Ceaușescu în Mexic. Singura pungă în care a fost un cuțit a fost punga, lui Gheorghe Turda cu un cuțit astec. Foarte interesant. Și de acolo a pornit această dorință a mea de a deveni colecționar de cuțite. Colecționar de cuțite primite. Da. V-a dăruit și Ceaușescu vreodată? Nu, la, de acolo n-am ajuns să dea că cine știe. <laughs> da, da, nu, 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 nu. Am primit de la ambasadorul Israelului din România, am primit de la ambasadorul Germaniei la noi, ambasadorul de unde avea fost Suediei, dar ce cuțit era, de toate. Sunt unii colegi care probabil v-ar oferi câte un cuțit în spate. Poți da, să, să știi? Nu cred. Care este cea mai importantă piesă din colecția dumneavoastră? Cu Cito Aztec. Care l-am primit. E, e și o... piesa de debut. Da, practic. de debut, da, sigur, da. da. Am, am și două săbii de Toledo. Primite de la un prieten de meu din Austria, nu știu de unde le-a procurat el săbile astea. Una din 1791 și alta, o tot sabie, de la 1811. Vă dați seama. M-a ajutat Dumnezeu să ajung la un moment dat în acea zonă, la Toledo. Da. Nu departe de Madrid. Știu. Și, într-adevăr, există o cultură da. acolo pentru acest meșteșug da. uluitoare și o istorie da, da, da. extrem de încărcată. Exact. Fotbal, colecționar de cuțite, ați. Intrat la un moment dat și în politică. Ați făcut parte din Partidul România Unită. Dacă... A fost și în alte. Eu. eu am fost prima dată, am fost înscris din oficiu în PNCCD. Atunci a fost o campanie, după 90-i, așa, o campanie să copii de la țară să fie înscriși din oficiu. Și m-am trezit cu un carnet de partid în PNCCD în 1990, mai țin prin ianuarie, februarie, cam așa ceva, cu carnetul numărul 44 în PNCCD. Și pe urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu pnc și recunosc că am cochetat cu politica de după imediat 90 și am colaborat și chiar cu Vadim în PRM. Și regretați? Nu. Dar dacă reposatul mai trăia, nu se întâmplă în România ce se întâmplă astăzi. Vorbim de Vadim. Da. Dacă vi s-ar propune acum să reveniți în politică, care ar fi răspunsul? Sau ce ofertă politică ar trebui să primiți? Din punctul meu de vedere, dacă aș vrea să ajut ceva poporul român de deocamdată, prin cultura pe care am promovat-o și o promovez, din punct de vedere artistic. Să reînființăm rapsodia care au distrus-o cei de la sindicate și am să vă spun după ce să revin, cum am ajuns eu la, la interne în 90. Foarte interesant, da. Deci vreau să fiu de, de bună trebuință pentru poporul român prin cultură. A fost uh, da. un accident când ați ajuns la interne în 90? Nu. A fost foarte interesant uh, intrarea mea în interne a venit în vizite în 90, imediat pe vremea când era Doru Viorel Ursu, Ursu. ministrul de interne. Și atunci, cei de la, de la ansamblu Ciocărlia, puțin câți erau acolo, nu aveau soliști. Și m-au chemat să le cântă romanțe, în mod special pentru doamna Costaș, ministrul general Costaș, din vremea aceea de în Basarabia. Și unde s-a ținut recepția? La pompieri, în Pantelimon. Și vreau să vă spun atât de mult a impresionat-o avita seara mama, de ce m-a zis de lângă voi, eu, eu vreau 3-4 romanțe le-am era doar Ursu și ministrul Costaș, și la un moment l-a întrebat pe ministru unde cântă artistul Gheorghe Turda? Ce, la Rapsodia Română. De ce nu l luați la noastră la interne? Și atunci m-am trezit a doua zi, era deja aprobată raportul lui Gheorghe Turda să revină în activitate, să vină în activitate la e, și m-au numit șeful ansamblului ciocărlia a doua zi. Atunci a început și ascensiunea dumneavoastră da. către uniforma de general. Da, exact, da. Și o, o port cu mândrie și cu este, că am cu ce mă lăuda prin faptele mele. Atât pe scenă, cât în organizare și ca manager. E foarte important să ai noțiuni artistice de bun organizator. E foarte important. Ați putea astăzi să reclădiți un ansamblu de tradiție și să luați de la zero? În secundă următoare, da. Am încă forța și puterea și convingerea către frumos, ca să zic așa, spre a deveni încă o dată ce a fost ansamblu Ciocărlia. Acum e greu, pentru că nu mai sunt... Nu mai avem artiști. Nu avem artiști. Și nici nu vin din din urmă, să zicem așa, ca să avem baza în ei. Au început în a deveni facili. Și să nu e, îi intereseze în, în studie, studiu, repertoriu, e, nu mai vorbesc. E, muzica care îl promovează acum mai nou. Nu vedeți de că toți vor. muzica comercială. Nu, nu mă interesează să cânte o doină, să cânte. Se dezbracă oh, cânte. ușor de muzica da, populară așa, da, da, din da. ziua de da, astăzi. Da. Mai este Gheorghe Turda. Am chestionat Google cu privire la dumneavoastră. Așa. Și am tastat numele Gheorghe Turda. Iar interesul celor care utilizează da, Google da. a generat și cele mai căutate a, cuvinte, zic, cele da. asociate numelui. Ia și am găsit încep 4-5 cuvinte relevante care vă sunt asociate. Gheorghe Turda, copii. Dumneavoastră aveți două ofice. V-ați da. fi dorit și un fiu? Am și creat un cântec. Țin minte că stăteam undeva prin baltă albă la bloc, soția era lăuză, așa, și zice, mai du și mai leagă pe a doua fată, pe văchița. Și mi-am luat o cafea strong ca să stau până dimineață, și mi-a venit o idee extraordinar de frumoasă și o imagine de maramurie și extraordinar. Am avut și eu în dor să am pe lume fecior. Dorul mi s-a împlinit, un pruncuț am dobândit. Și așa s-a creat un cântec despre... Nu s-a întâmplat decât un mai în cântec de a fi și băiat. Sigur că țin minte când soția a născut a doua fată, că știu că aveți două fete, așa să vă trăiască. Mulțumesc asemenea. Așa. M-a sunat Dumnezeu să alerte Mitru Fărcaș. Mă, e mă, să nu fiu supărat că ai două fete. De ce, Mitre? Păi zice, bărbați bărbații, bărbații deșteți fac fete. Cei mai deștepți fac două fete. Așa că tu să te oprești la timp, că nu se știe dacă, mai, dacă vine băiat sau fată, că bărbații pe două fete și dau să fie și un băiat și nu iese decât tot fată, atunci aia sunt proști. Să te oprești la timp. <laughs> da. În continuare, Google ne spune despre da. dumneavoastră că există un interes, Gheorghe Turda Chestor. Spuneam, în 2008, prin decret prezidențial, ați fost uh, avansat uh, la grad de general de brigadă. Dar știi cine mi-a dat uh, gradul? Nu Băsescu, care, nu, pardon, nu Iliescu, care am cântat toată viața. Nu lui domnul Iliescu. Ii mi l-a dat Băsescu. Serios, Chestor. El mi-a semnat. I-ați cântat și lui Traian Băsescu? E, cum să nu? La toți l-am Inclusiv și lui lui Nea Emil. Care era dintre ei mai generos? În apreciere. Generos în artă? Vreau să vă spun. Sincer. Ceaușescu. El știa să aprecieze. Turneul din Mexic ne-a demonstrat că lui plăcea foarte mult muzica populară. Eram cu doamna Ștefania Rare și în turneul respectiv atunci și pe Ștefania a corectat-o la un moment dat tovarășul. El i-a vrut să-i cânte Ștefania, mă dus să, să trec la Olt. Și acolo e un vers popular, unde o fiul tu mai mare, o-i trece mândra în spinare. Nu, ce mă o trece mândra în spinare. Deci, mândra îl va trece, da. Pe... Și a, a corectat-o. Da. Fin cunoscător. Da, sigur, da, 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 da. Așadar, Gheorghe Turda, chestor, ce pensie aveți, maestre? S-a De regulă o despre... de să, să spun. Eu o pensie oficială de ofițere rezervă pentru munca care am depus-o 52 de ani. Eu când am ieșit la pensie, aveam mai mult ani de pensie decât de activitate. Vă dați seama? Exact. Da, da. Vârsta și pensia da. nu se divulgă niciodată. Da, da, Se caută și Gheorghe Turda avere. Ce înseamnă a fi bogat pentru dumneavoastră? Eu nu am avere mare. Am... Averea mea este familia. Familia care o iubesc tare mult. Cele două fete, cei doi gineri și cei trei nepoți. Să mândru de, de activitatea lor, mai ales și cea mare și cea mică. Sunt cu adevărat exemple ca două mămici foarte... Nu se cu copiii, nu se da, foarte ordonat. Foarte ordonat. Da. Și interesul, poate cel mai mare pe care îl strânește numele dumneavoastră la o căutare pe Google este Gheorghe Turda Iubită. Și indiscutabil aveți un farmec fantastic. Sunteți cuceritor. Nu vreau să-l depășesc pe Prodigersic, care mi-e prieten. Ce replică funcționează la 100% dintre femei? pentru a intra în grațiile unei, uneia dintre ele. Domnul Adi, servus, adică o să bem un servus până la urmă așa. Adi, dragă, știi ce? Nu este chiar așa greu să-l cucerești. Că nu vine eu spre ele întotdeauna, vine ele spre mine. <laughs> <laughs> Am eu anumit uh, magnet de vină ca să zic așa. A, adevărat că s-a și fabulat foarte mult pe anumite relații, două, care dintre ele m-au cam dezamăgit. Da. Nu spunem acum cine sunt, dar sunt Nu cunos. trebuie să nominalizăm. Dar regret regretați vreuna dintre fostele iubite? Nu. Singura pe care o regret în viață a fost soția. Că m-a părăsit foarte devreme. Da. Dar, dacă ar fi astăzi să îi spuneți un lucru pe care n-ați apucat să îl spuneți, ce i spune? Hmm. mai rămâi lângă mine. Ea da. m-a ajutat foarte tare, foarte mult în viață. Și a suferit foarte mult în afară de suferința ei când am trecut și eu prin niște cumpene a vieții mele. Și n-am să vi le etalez acum, pentru că au fost grele, grele vremurile de vremea aceea. Noi am pornit-o cam de la zero ca familiști. Erau o simplă balerină la rapsă de română, eu eram solist doar. Salariile cum erau atunci pe vremea cealaltă, așa, dar, dar, printr o anumită relație de iubire a noastră ca familiști, ne-am crescut bine și cu o educație aleasă de familie, de soț soție pentru fetele noastre și nepoții. Da. Deci, unitatea familiei e cea mai importantă într-o căzicie. Cea mai frumoasă, cea vei. Mai... Țin minte că veneam obosit de la birou sau de la activități, după spectacole și mai departe, și țin minte că eram la data la bucătărie, cu toată familia, ce Gheo îmi ea, mai pe scurt la, ghi la ghiță. Și zice, Gheo, spune -mi și mie cât la sută din timpul uh, adecvat familiei îți rezervi tu, îl oferi familiei. M-a încuiat. Zic, Betty, dragă, dacă eu spun adevărul cu tine, trebuie să fiu sincer. La familie cam vreo 40%, poate și mai puțin. El restul la cei care mă încojoră, la prietenii și oamenii care îmi cer ajutor. Și ăsta e adevărul. Nici cel puțin 5% nu ofeream fam familie. Și pe urmă m-am echilibrat cu timpul, când am văzut că ea suferea foarte tare din cauza bolii. Și atunci m-am echilibrat și am dăruit cel puțin 60-70% numai pentru familie. Da. E important să găsim această resursă numită da. timp da. și da. pentru familie. Mine, da, 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 E foarte importantă pentru că spun mulți înțelepți până la urmă da. că familia este da. cea mai importantă Ce în merită. economia unei vieți. Exact. Și familia și arta care am desăvărșit-o până în această clipă a vieții mele. Și în urma tot ce am realizat artistic, atât în scenă și în imprimările mele, în de radioului sau în televiziune. sunt singur artist care am făcut primul album muzical după 90. Chiar pe în 90, mi se pare, în luna mai, iunie, a apărut primul CD în România. Și culmea, fabricat cu cântecele lui Turda pe CD în Olanda. Nu aveam tehnologia de atunci, cum sunt acum atâtea case de, de discuri. Nu mai amintiți în câte exemplare a fost vândut? Foarte... Și acum se mai vinde. Există, nu mai știu pe din afară. radio știe foarte bine, electrecordul. Ține, ține că tot materialul l-am luat din radio, l-am trimis în Olanda, prin doamna Fotea de la Electrecord, și atunci s-a apărut primul album în, și s-a lansat la magazinul muzică în 90. Ați câștigat vreodată mulți, mulți bani de pe urma muzicii? Da. Mi s-a întâmplat odată înainte de a pleca într-un turneu undeva peste o tare, mai des în America și am cântat undeva, nu știu pe din afară cum se numește localul, undeva pe la, la piața Unirii, pe acolo. Atunci a, am câștigat atâția bani pe scenă, că era o femeie de serviciu acolo în spatele scenei pe acolo și a venit cu un făraș și cu, cu măturașa mi-a adunat, adunat tot ce a fost bani pe scenă. Nu știu ce s-a întâmplat, dar a fost o petrecere. Dar nu manelești. Petrecere nu. cu oameni de afaceri. Nu era vremea manelelor. Nu, no, nu, no, nu. No, no. Cu oameni de afaceri. Dacă nu ați fi fost Gheorghe dar cine ați fi fost? Preotul Gheorghe Turda. Preotul Gheorghe Turda. Eu m-am am, preedit în paralel și pentru conservator și pentru teologie. Și atunci la Cluj era facultatea de teologie și după, dacă nu intram din prima la conservator, Dumnezeu m-a ajutat și am intrat din prima, dar din, nu chiar primul, dar, mă rog, cred că din 80 de studenți care dădeam admitere, am intrat al 19-lea pe lista celor care am intrat în conservator, și atunci predicam, îmi scoteam dosarul de la conservator și mă prezentam la admiterea la teologie. Și vocea impunătoare da. v fi ajutat pentru o predică. se ră, minte că am cântat în America la un preot din, din, din de Michigan, din Detroit, acolo, să zice, e, foarte bun predicator, să mă rog, din ăsta. Preot e, care avea o predică foarte bună în biserică. Zice domnul Turda, nu vrei să-mi împrumutați vocea, vocea dumneavoastră, și eu să țin predica, să zice preot perfect ar fi atunci. Da, Da. Cum să vă dau cu mare plăcere? Luați-l! Maestre, da. a fost alungat Dumnezeu din, din lume, din această lume? Nu. Dumnezeu există și va exista când va fi această lume, mai ales pentru oameni. Cu toată strădania unora de a-l izola. Da. E foarte interesantă discuția. Dumnezeu m-a salvat pe mine de multe necazuri, și cu fa familia și cu boala Doamnei și de departe. așa. Dar dacă noi nu știm să-L iubim, cea mai mare răsplată pentru cel de sus este iubirea. Și cum îi arătăm iubirea? Prin fapte. Prin fapte. Eu arăt i-am arătat și pe cei care m-au dușmănesc și încă mă mai dușmănesc. I-am arătat pe toți. De curând m-au cam clevetit ca să zic așa, armite, colegi, să nu zic altceva, și colegi. I-am iertat. Eu sunt un bun iertător. Iar cine iartă, iubește. Și îndemnul lui Dumnezeu? Da. Și slujește lui Dumnezeu da. prin exact, această exact, iubire. Exact, exact. Dacă, ipotetic, ați avea posibilitatea să ascultați, să mai ascultați un singur cântec, poate și de al dumneavoastră, da. înainte de a se așterne o liniște absolută peste omenire. Care ar fi acel ultim cântec? Un colind care l-am cântat peste tot în televiziuni și pe albume, albumele mele, chiar pe primul album pe care vă povesteam mai devreme, cel care a fost imprimat în Olanda. Se numește Într-o grădină cu dalbă. E un cântec despre o mamă necăjită și e colindată de copiii ei plecați departe și a venit să-și vadă părinții acasă și e un colind foarte impresionant. Și a doua piesă care să nu mă departez de, de, muzică este muzica care am învățat-o în conservator, în facultate, ar fi are lui Figaro de Mozart ca să nu ne îndepărtăm de, de muzica clasică. Așa cum am spus, că mai mult mi-a plăcut pălinca mea de la Săpânța decât berea lui Mozart. La începutul da. în discuției noastre ați uh, vorbit despre o intenție, despre o carte, Moartea la români, da. despre un proiect al dumneavoastră. Am un proiect foarte interesant cu care vreau să-mi susțin și doctoratul. Eu, să vă spun ceva, domnul Adi, un doctorat, nu să promovează și nu se face la 20 de ani sau 25 de ani. Să, 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 treacă timpul peste tâmpla lui Gheorghe Turda și peste părul alb. Un doctorat se face cam la după 50 de ani, 55 colo. Am auzit această teză și mulți propuneau ca un doctorat să nu poată fi susținut decât după o anumită vârstă. Normal. După 45-50 de ani. Ce experiență ai în folclor? sau în activitatea ta de artist, să zicem așa, la 25 de ani, 20 de ani, doctorat. Tot sunt cu tot. A, trebuie să fac o glumă cu dumneavoastră. nu de mult am fost la Cluj, de când înainte, când trei ani, că marele compozitor și dirijor și profesor Tudor Jarda. Mai de mult. Și la un dat, pe Bolivard, aproape de conservator, domn profesor, haideți cu mine până la conservator, mi-e dor de clădirea unde vorba ce am terminat E o facultate acolo, o operă. Aici nu, mai ghiți, mă. Bine, el vrea să-l la cârcimă, -câr -câr la cârciumă. Nu merg la corhazul ăla. Corhaz, știi ce înseamnă corhaz? Spital. E un cuvânt e împrumutat de la Ardeleni, de la Unguri, corhaz. Da. Cel la spitalul ăla, ce acolo toți sunt doctori. <hazi> toți sunt doctori. Da. Ce nu mă duc la corhazul ăsta? Așa. Și Amintiri și amintiri. Deci eu o să-l uh, susțin toamna asta cu unul și va fi și uh, uh, în paralel această carte despre Săpânța, moartea la români și despre Cimitirul Vesel de Săpânța și de opera lui Stan da, și despre folclorul de acolo. Pentru că acolo s-au petrecut, petrecut lucruri foarte interesante și la cimitiri și în, uh, uh, în, uh, în uh, folclorul Săpânțenilor de acolo. Și va fi secundat această carte, va fi și cu un film despre moartea la români. Și cum sunt obiceiurile la morții din satul săpânță, din localitatea mea natală, cum ceremonia unei mormântări. Mai e mult decât atât, eu am două casete originale cu toate mormântările lui tatăl meu. Și ai mamei mele. Deci am filmat toată mormântarea, și la tata, și la mama, pe viu. Aveți puterea avezut? să și le vedeți acele casete? Și le-am revăzut, le-am tras acum le-am tras pe pe niște CD-uri, DVD-uri. Dar le-am tras, că sunt de VHS. Văd că mi se pare că m-a văzut și pe acolo, nu, aici aveți cărți mai mult. Da. Vă e teamă de moarte? Nu. Iar am trecut pe lângă ea, de multe ori. Am trecut pe lângă ea. Nu mi-e da. Nu mi-e Eu sunt pește și nu mi-e mi frică de el. Și sunt câteodată mai revoluțio revoluționar, câteodată așa, îi pun la punctul 2. Regretați da. vreo acțiune pe care, sau vreun cuvânt pe care l-ați adresat cuiva, vreun scandal în care ați fost uh, e, implicat? Da, implicat. Pro Provogatorul nu de mult a fost un coleg de breaslă, provocator. În primul moment, uh, l-am și iertat, l-am și. Și... Dacă l-ați iertat, putem să-i pronunțăm și numele. Vă referiți la. No. Domnul Constantin Encean. Da. L-am iertat. Da. nu invoc nimic, nu invoc nimic, nici întâmplarea, nu invoc, pentru că a fost o, o necugetare a lui. Și cu asta mă. Până la urmă, Dumnezeu ne cere să da. iubim, prin da. urmare să găsim puterea de a ierta. Da, bineînțeles. A fost o scenare prost regizată. Din să știți că nu ne despărțim până nu uh, vă țineți promisiunea. La început mi-ați promis că da. veți cânta acel uh, Cânte, uh, cântec mexican. Da, două Da. da. <coughs> dați voi să mă... Așa. Așa <laughs> ah, ce bună era, pa. De la sera moreno selito lindo venen bajando un par de ojitos negros, selito lindo de contrabando, De la cera moreno celito lindo, venían bajando un par de ojitos negros, celito lindo de contrabando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque qué cantando se alegrase lito lindo, los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alégrase, lito lindo, los Corazones, olé! Aplauzele sunt pentru dumneavoastră, sunt convins că Ei. se bucură și cei care ne urmăresc de în, nu în, aceste, e în aceste momente. Ei, nu e încălzită. Ați fost în Mexic atunci, da. ați primit de la președintele Cuțină. ca și răsplată pentru prestația dumneavoastră artistică. Da, de acel, patru ore am cântat pe șirea Acel cuțit. Da. Aveți un cadou pe care îl păstrați și astăzi, primit de la un, unul dintre cei din public, pe ca, care v-a emoționat. Am două instrumente muzicale, primite cadou. Unul, o vioară în America de la vărul meu din Youngstown, Ohio, din Statele Unite. Și a doua vioară, primită când am trecut în rezervă de la colegii mei de la... Direcția de Cultură a de Interne, o comandă specială la fabrica de viori de la Reghin. Deci am două viori autentice. Și le am, le păstrez cu simțene mai și când cu ele, când mi-aduc aminte și când am timp. Așa. Deci am două viori e, originale. Una din America și una de la când, mei. când vă găsiți timp, ce plăcere aveți de a vă juca cu nepoții? În primul rând, să-l urmăresc pe ăsta micul nepotul care va fi în spectacolul meu aniversar la radio. E, ieri, aseară, la vizionat, cine credeți, Ovidiu Liban Țăndărică. Și i-a plăcut enorm. Și i-a învățat cu ce, niște, niște mișcări pe, pe tobe. E foarte bun toboșar. Și va fi în spectacolul meu aniversar pe scena radioului. Și am moștenit bunicul. Da, da, da. Și bineînțeles, celălalt cântă și la, la piană a lui Bănchița, care e stabilit deocamdată în Austria, la Viena. Și la e foarte bun pianist și foarte bun în notator. În alt loc întâi, acum la un bazin, acolo, la un concurs. Se conturează un da. nou David Popovici. Da, pot, da putem ști, da. Foarte, foarte bun, foarte bun. Iar fetița, Antonia o cheamă, e la liceul de, de Tonița, la de pictură, arte plastice, foarte talentată. Mi-a reprezentat niște lucrări deosebit de interesante, foarte. E clasa 10-a, vă dați seama, e la școală, la liceu. Da. Mi-ați răspuns la întrebarea ce înseamnă bogăția pentru dumneavoastră și mi a spus că familia, familia și iată, aceasta este bogăția. Ce mai, ce mai frumos. Acum, mulți <coughs> se lamentează mulți zi, colegii mei de breaslă, că au copii, că nu vor... Dar nu-și pune întrebare oare cine îi ascultă de ce n-au copii? Nu, nu le-a dat, Dumnezeu acest dar de a avea copii. Nu le-a dat această, această lucrare dumnezeiască. Nu le-a dat acest dar. Și mă opresc. Mă opresc și eu cu mulțumire către dumneavoastră încă o dată. Mulțumesc. Și dacă vorbeam de bogăția dumneavoastră, sunt convins că și eu și cei care ne-au urmărit până acum ne putem considera mai bogați după discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră maestre Gheorghe Tuda, domnule general de brigadă Gheorghe Nu, no, nu țin mult. Eu nu place să fiu recomandat. Vă spun sincer, eu, eu sunt artist. Dar vă recomandă, eu aveți cartea de vizită da. și vă recomandă 75 de ani uh, puși în slujba muzicii. Și 55 de ani de, de carieră artistică, dacă nu mai mult. Mai mult. Eu când de la 7-8 ani. Da. Am multe de, de pus în cartea respectivă care abia aștept să o aduc la lumina tiparului și să... Și noi așteptăm să o lecturăm. Da. Iar uh, Acum, dăm voie să-ți fac și eu? Nu, așa, ca trei bărbați. Nu știu câte artiste sau și artiști ai avut la această masă atât de frumoasă a tăinui și a spune pe viu toate gândurile unui artist sau artiste. Iar o avea o ochi albaștri, dar tu mai, tu mai în trecut. Nu știu dacă ți s-au rezistat toate. Toate fetele frumoase care le -ai intervievați aici. Au rezistat. Da? <laughs> Au rezistat. <laughs> Da. Nu m-am întrebat niciodată, dar voi pleca totuși de la această masă, mă voi ridica cu această întrebare, dacă a cedat vreuna sau nu. La mine sau la tine? Și la dumneavoastră, la dumneavoastră dovezile sunt în spațiu public. Au cedat nenumărate și în continuare da, Ei, vor nenumărate. care de curând a răscolit niște amintiri <laughs> care spunea că vorba ce eu și aș fi dat e, așa ei, Zic cum să fac eu așa ceva, că eu l-am căsătorit cu un an și -o jumătate Elena înaintea ei. Dar cred că va cânta și la nuntă? Da, mi-a cântat și la nuntă, sigur, da. Și nu ne referim la, la doamna Elena Nu, nu, nu. Femeile sunt sfinte în viața noastră da. și ele așa vor rămâne în permanență. Da. Nu trebuie să aruncăm sub nicio formă cu, cu pietre în sfinți da, no, și da. în Sfinții din viețile noastre. Exact este. Maestre, vă mulțumesc încă o dată foarte da. mult. A fost, da, într-adevăr, un ah. dialog mm. surprinzător pentru mine, pentru că spuneam la început că s-a născut veselia în săpânța, cimitirul vesel dumneavoastră, purtător de zâmbete. Da. Aveți așa o, un, o aură. un curcubeu de zâmbete. În toate fotografiile de pe Google, când uh, vă regăseam da. în timpul documentării, apăreați cu un zâmbet larg. Zâmbet la Așa este. Astăzi ați fost și sensibil. Da, normal. Și a, a încheiat discuția noastră într-o o notă mai optimistă. Am să-mi permit să vă spun o strofă dintr-un cântec drag mie care m-a marcat și îmi marchează pașii pe unde merg în lume cu cântecul. Și o să vă spun cam așa. Foaie verde, foii de fân, de tânăr sau bătrân. Pe unde? Ai umbla și oriunde te-ai afla, nu uita că ești român. Vă spunem, Gheorghe,